FC Botoșan se va duela în bănie cu CS Universitatea Craiova într-un meci al orgoliilor. Până la partida contra elevilor lui Mihai Teja, însă oltenii mai au de disputat un meci extrem de important, cel care ar putea duce trupa lui Mirel Rădoi direct în grupele Conference League. Un meci greu. Întâlnim o echipă bună, o echipă puternică, o echipă care a schimbat antrenorul. Întotdeauna când se schimba antrenorul, este un șoc la echipă. Da, și toată lumea e implicată poate mult mai mult decât era și fiecare vrea să arate, fiecare vrea să demonstreze, au și meciuri de cupe europene. Eu le urez baftă pentru că joacă diseară și sper și îmi doresc și pentru Mirel și pentru toate echipele românești să se califice mai departe. E important pentru noi, pentru imaginea noastră din România și sincer le urez baftă. Eduard Pap consideră că o victorie a echipei sale în bănie ar mai șterge din amarul din finalul sezonului anterior, când botoșănenii au ratat calificarea în preliminariile Conference League din cauza că au capitulat în fața universității. Trebuie să mergem să fim 100% pregătiți, să dăm tot ce avem mai bun și să încercăm să luăm cele 3 puncte. Dorință de revanșă după ce vor lăsa în Europa? Nu știu dacă neapărat dorință de revanșă. Trebuie să mergem să încercăm să câștigăm acest meci. Și putem spune că ne luăm și o revanșă față de acel meci de baraj pentru Conference League. Meciul dintre CS Universitatea Craiova și FC Botoșan este programat pentru duminică 28 august, iar fluierul de start va fi dat la ora 21.